Severinenii respectă măsurile de prevenție și distanțarea socială, însă unele instituții nu își respectă clienții. La Clinica Sănătatea din Drobeta, Turnu Severin, oamenii sunt nemulțumiți total de condițiile în care așteaptă pentru a intra înăuntru și spun că timpul de așteptare este uneori și de câteva ore. Așteptatul la COS nu este un lucru ușor pentru cetățeni, mai ales când condițiile sunt nefavorabile, cum este vremea de afară. La Clinica Sănătatea din Drobeta, Turnu Severin, oamenii așteaptă ore întregi în soare pentru a intra în instituție și nimeni nu a venit să le spună cât mai au de așteptat. Stați de mult timp la coadă? O oră și ceva. Sunteți nemulțumit de organizare? Foarte nemulțumit. Toată lumea este nemulțumită. Așa se întâmplă în fiecare zi? Nu știu exact, pentru că acum am venit și, după cum se vede, se așteaptă de o oră. Sunt persoane ce așteaptă și aproximativ 2 ore. Stați de mult timp la coadă? Păi cred că în jur de o oră. Ne apropiem în 2 ore. Și tot la fel, bagă câte 10 inși, vine doamna asistentă să ne ia temperatura, să completăm o fișă, cel puțin să ne bage în curte, unde este umbră. Stăm ca oile, exact ca oile. Sunteți nemulțumită de organizare? Foarte. Mulți severineni se întorc și a doua zi pentru că nu reușesc să intre din prima și așteaptă de fiecare dată câteva ore. Ei spun că la fel se întâmplă și cu femeile gravide. Suntem mult la coadă? Păi acum de o oră. Ați venit și ieri? Ieri toată ziua am pierdut aici. De dimineață de la 7 până la ora 15. Sunteți nemulțumit de organizare? Da, e cineva mulțumit? Ia întrebați oamenii să vedeți cât sunt mulțumiți că stai în soare aici și la ora prânzului, vă dați seama, sunt 30 și ceva de grade. Femei gravide să stea aici la rând, nu? Nu e bine, nu e normal. Oamenii sunt foarte nemulțumiți de acest aspect și își doresc condiții mai bune pentru a aștepta la coadă, măcar să fie lăsați în curte pentru a sta pe bancă la umbră.